Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Evident că în această perioadă ne interesează în mod cu totul și cu totul deosebit ceea ce se întâmplă la nivelul formațiunilor politice locale în ceea ce privește alegeri de care se apropie cu pas vertiginos. În studioul postului nostru de televiziune se află astăzi domnul Dan Manoliu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, actual președinte al PSD Roman, candidat la un post de senator pe listele Partidului Social Democrat. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24, domnule Dan Manoliu. Bine v-am regăsit, cu plăcere. Iată că în sfârșit au fost validate aceste liste care au fost făcute, desfăcute și răsfăcute de către fiecare formațiune politică, dar de acum par bătute în cuie pentru că ele au trecut de cenzura centrului, respectiv a Biroului Național al Partidului Social Democrat, care a avut chiar ieri la ora 2:30. Nu, alaltă ieri. La data la care ne raportăm noi. În sfârșit, sunteți, spunem noi, pe un loc eligibil. Este locul al doilea la Senat pe listele PSD-ului un loc eligibil pentru Partidul Social Democrat? Noi considerăm că e un loc eligibil, dar bineînțeles că cel care va da, ca să spun așa, eligibilitatea este votul cetățeanului și aici trebuie să recunosc că un cuvânt greu de spus îl va avea romașcanul, deci locuitorul romanului, romanul fiind... Da, dar nu numai că acum ne aflăm pe liste, da, dar, la nivel ținând de cont, ținând cont că romanul e un municipiu reprezentativ în județ și are un număr reprezentativ de alegători, votul lor poate înclina balanța în sensul că poate da doi senatori pentru PSD sau din cei trei de pe listă, sau poate da, să spun așa, un vot în care să pierdem un loc de senator de pe listă, atât noi cât și Partidul Liberal, și să se ducă undeva la altcineva. La redistribuire. La redistribuire. Care mi se pare mai corect? Acest mecanism actual la care s-a revenit, votul pe liste de partid, sau ceea ce Struțo Cămila, care a fost, mă refer la alegerile pe colegii uninominale? Fiecare din cele două sisteme are părți bune și părți rele. La sistemul vechi pe colegii uninominale, partea bună era că o anumită zonă își trimitea un reprezentant în Parlament, dar partea proastă era că la acele redistribuiri de procente, în mod obligatoriu, au fost situații și în 2008-2012 și în 2012-2016 în care au apărut pe colegii câte doi senatori sau cu doi deputați. Și cu totul întâmplător. Cu totul întâmplător a ajuns în curtea dumneavoastră, pentru că inițial domnul Cadar a candidat pe listele PDL-ului. Da, dar la redistribuire au apărut pe un colegiu în loc de un senator, doi senatori, indiferent de culoarea politică, sau pe un colegiu de deputați, trei deputați, cum a fost cazul la noi, la senatorului Cadar sau a deputatului Moisei, pe colegiul 3. La redistribuire. Și atunci, normal că au ajuns numărul deputaților și senatorilor undeva la 600-700 de reprezentanți în Parlament. Votul pe listă asigură exact câte colegii, cât e cu norma de, că nu mai e vorba de colegii aici, e vorba de norma de reprezentare pe fiecare circunscripție electorală.
Și atunci asigură norma de reprezentare pentru un număr fix de deputați și senatori. E vorba de 8 deputați, 8 deputați și 3 senatori. 3 senatori. Iată că la colegiile uninominale am avut, deci numai pe colegiul 2 Roman am avut pe 2 senatori. Este vorba de domnul Chelaru și domnul Cadar la redistribuire, iar în celelalte colegii câte locuri de senator am mai avut? Era domnul Țapu, domnul Bumbu pe Valea Muntelui. Și domnul Bumbu pe Valea Muntelui. Ce știți despre cei doi? Domnul Țapu sigur candidează. Nu știu nimic de domnul Liviu Bumbu. N-am cunoștință care este traseul. Mai știu la ce partid politic mai este dumnealui acum. Nu știu. Au fost și în preajma alegerilor locale, dar mai ales după alegerilor locale. Toate formațiunile politice au fost extrem de multe frământări, cu plecări, cu veniri, cu așezări, cu reașezări. Dumneavoastră ați pierdut cel puțin teoretic la nivelul municipiului Piatra Neamț un lot masiv de activiști, acum ne referim strict la activiștii, prin plecarea doamnei Simionică, care mai nou a ajuns în PNL, dacă nu mă înșel. Da, da. Da, eu am înțeles că s-a înscris în ultimul timp în PNL. Speranța dumneavoastră e că știți că totdeauna nimeni în România nu se face politică fără să ai un interes imediat. Credeți speranța ei este la un loc pe descentralizate? Nu știu. De ce să spun? N-am vorbit cu Aurelia Simionică de o bună bucată de timp și în restul ce am avut discuții au fost strict particulare, în orice caz nu politice. Haideți să luăm organizația de la Roman. Organizația de la Roman, din cauza conjuncturii politice locale, în care de cel puțin 2 cicluri electorale este un fief al PDL-ului, respectiv actualmente al PNL-ului, PSD-ul nu prea a avut un cuvânt prea greu de spus, iar rezultatele sale au fost pe măsură. Imediat după pierderea alegerilor locale, dumneavoastră v-ați arătat dispus să vă asumați greșelile. Care a fost evoluția organizației de la Roman între timp? S-a făcut o analiză serioasă a cauzelor care au dus la acel eșec, pentru că ceea ce știm la nivel oficial, dar și ceea ce știm noi jurnaliștii pe surse, indică faptul că organizația de la Roman a fost puternic cutremurată de acest eșec la locale, deși era previzibil într-un fel. Da, așa cum am spus și în alte rânduri, în momentul când am preluat organizația de la Roman, deși eu am avut rezerva de a anunța conducerea organizației județene că timpul alocat până la alegerile locale este foarte scurt pentru a putea avea posibilitatea de a încheia o organizație puternică, am mers pe o reinventariere și o reașezare a organizației, dar acest lucru l-am făcut, ca să spun așa, pe vechea structură, pentru că nu aveam timpul necesar disponibil pentru o schimbare totală a organizației. Totodată, atât la nivel național și eu aici la nivel local, am venit cu un alt concept, pentru că am considerat că în felul acesta voi reuși să atrag către Partidul Social Democrat mai mulți membri și de asemenea simpatizanți. Am încercat un alt tip de campanie, însemnând de la candidați un candidat apolitic
pentru conducerea primăriei, cu candidați tineri pentru consilieri locali. Din acest punct de vedere, m-am ținut de cuvânt și am încercat să fac o altfel de campanie. Acum pot să spun că, deși nu au fost rezultatele scontate, eu cred că, așa cum e într-o echipă de fotbal, când o preiei și încerci acea echipă să o aduci la performanță din mers, îți trebuie totuși un timp necesar și unu-două campionate ca să ajungi undeva la performanțe. Același lucru cred că se va întâmpla și cu organizația PSD Roman. În sensul că vom continua să facem un alt fel de politică, o politică curată prin care să venim în fața cetățeanului numai cu adevărul și cu lucruri realizabile și fezabile, nu cu promisiuni de șarte. E un lucru de care eu vreau să țin neapărat și vreau să-l demonstrez, indiferent de votul Romașcanului, că ceea ce mă voi angaja și ceea ce m-am angajat în fața Romașcanului m-am ținut de cuvânt. Și vă pot da câteva exemple concrete. Am spus la conferința de presă de după ședința Comitetului Executiv de la Piatra Neamț presei că sunt un om al faptelor și nu al vorbelor. Și că am demonstrat asta în 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de administrație ca vicepreședinte la nivelul Consiliului Județean. Pentru Romașcani pot să spun că am fost un om al orașului și sunt un om al orașului, în sensul că în perioada aceasta de 3 ani de zile, exceptând unele situații unde efectiv nu am avut niciun fel de putere, am luptat ca în Roman să fie bine, să fie aduse investiții, fonduri și așa mai departe. Și câteva exemple concrete le putem spune pe perioada mandatului ar fi stația de epurare de la Roman, care la începutul mandatului era undeva la 10-15% foarte întârziată pe fonduri europene, spre sfârșitul mandatului a ajuns la un grad de 90%. Putem spune banii alocați pentru spitalul municipal pe cei 3 ani și jumătate, însemnând aproape, dacă țin bine minte, vreo 9 miliarde sau 10 miliarde de lei. Numai că acum v-ați împoticnit povestea cu aparatul de radio. Povestea cu aparatul știți foarte bine, nu vreau să-l aduc în discuție. Cred că dacă ar fi fost înțelegere mai bună de ambele părți, ar fi fost rezolvat. Eu am încercat atunci și am spus că pe perioada mandatului Romanul să facă tot posibilul să rezolve situația fizică vorbind, adică cea a achiziționării și a plății lui. Din păcate au făcut-o în ultimul an de mandat, ultima jumătate de an, și atunci mai puțin a depins de mine. Eu am făcut lobby necesar, se știe, am vorbit și în Consiliu. Ar mai fi banii aduși prin lobby făcut de mine. Dar să nu trecem mai departe, dacă tot ați adus încă în discuție această problemă a aparatului de radiologie, mai are vreo șansă, mai există vreo șansă ca actualul Consiliu Județean, din care încă faceți parte, să se gândească să aloce cea de-a doua tranșă, cu atât mai mult cu cât s-ar putea să plătească electoral Eu am spus, nu are de ce să plătească electoral. Reveniți cu aceeași problemă și am repetat-o de nenumărate ori și văd că eu mă așteptam ca măcar dumneavoastră să abordați altfel problema. Să o abordați altfel, în sensul că v-am mai spus și repet că prima tranșă, așa cum a fost contractul pe perioada noastră, mi se datorează 99% dumneavoastră. Mi se datorează mie. Atunci a fost Atunci a fost o înțelegere tacită, la vremea ce era președinte domnul Iacoban, a fost o înțelegere tacită
între primarul Romanului și președintele Iacoban, prin care el a cedat ca respectivul acord de parteneriat să fie făcut din două bucăți, adică un acord de parteneriat pentru prima sumă, urmând ca în anul următor să fie un acord de parteneriat pentru a doua transă. Deși discuția inițială fusese ca acordul de parteneriat să fie pe toată suma și împărțit pe 2 ani de zile. Nu știu, în compensare atunci Romanul a primit fonduri pentru altceva, era vorba, dacă nu mă înșel, de tot la spital de pediatrie, de reabilitare termică. Deci era o altă investiție a spitalului care era în derulare și avea nevoie de niște fonduri, a primit în compensare niște bani pentru altceva, urmând ca un nou acord pentru a doua tranșă să se realizeze. Așa cum ați văzut la începutul anului 2016, către Roman s-a alocat o sumă substanțială care însemna contribuția Romanului pentru sistemul de management integral al deșeurilor. Asta înseamnă 900.000 de lei vechi, noi, 9 miliarde de lei vechi. Din acea... Dar din banii europeni, nu? Nu, sunt banii, dar am spus contribuția Romanului la proiect. Da. Proiectul Consiliul Județean, pentru că așa e proiectul. Deci fiecare un ateu avea o anumită contribuție. Contribuția Romanului era de 9 miliarde de bani care trebuia Romanul să-i plătească din fonduri proprii către Consiliul Județean ca parte a proiectului, în afară de banii europeni, că știți că și acolo sunt cu cote. Respectiva contribuție nu a fost plătită integral, ci numai o mică sumă, spun, și atunci s-a motivat faptul că sunt proiecte în derulare care necesită respectivele sume, urmând apoi a se plăti suma până la sfârșitul anului. Nu știu care este situația acum, dar actualul președinte al Consiliului Județean a venit și a spus foarte clar că așteaptă ca Romanul și administrația de la Roman să facă un gest, să dea o sumă de bani, ținând cont că noi am dat, conform acordului de parteneriat încheiat la vremea respectivă, acei 4 miliarde și jumătate, 5 miliarde de fapt sunt, am dat 5 miliarde 500, dacă mi-aduc bine aminte, este vorba de 5 miliarde 500, prima parte a acordului, urmând să încheiem un nou acord, dar el solicita și o bunăvoință și un interes din partea administrației locale. De altfel, ultimele declarații ale domnului primar Leoreanu sunt în sensul acesta că s-a decis la nivelul municipalității Romașcane să se facă o rectificare pe bugetul spitalului și ei să adune toți banii necesari, să achite cota ca să nu mai curgă penalitățile de întârziere, că suma sare extraordinar de mult. Vedeți, și aici cu penalitățile de întârziere, iar nu aveți dreptate. Deci primarul orașului a declarat foarte clar și noi, știm și noi cunoaștem, pentru că suntem și noi interesați și știm că s-a discutat cu furnizorul și nu... A înțeles furnizorul și nu percepe penalități, mai ales datorită faptului că o vină există în toate părțile, pentru că s-a întârziat foarte mult achiziționarea și livrarea acelei aparate. Da, achiziționarea, spune domnul primar, că s-a întârziat din cauza procedurilor de licitații, peste care a etapelor peste care nu se putea trece. Doamna Flora Ordean, deci eu nu vreau să intru într-o polemică, nu am rezerve, deci cunosc foarte bine, pentru că am făcut administrație, cum se punea problema la momentul respectiv. O primă discuție care a fost în felul următor. Dăm o sumă și s-a dat, însemnând 3 miliarde și ceva. S-a venit cu solicitarea ca suma respectivă să fie mutată, pentru că era o urgență tot la spital, pe secția de pediatrie, dacă nu mă înșel și țin bine minte. Trebuia, pe lângă o sumă care trebuia să o alocăm noi, primăria Roman, în momentul respectiv, care avea vreo 500 de milioane, să mai pună 200 de milioane vechi, însemnând 70.000 de lei, să poată demara
începerea procedurilor de licitație. În cele 200 de milioane de lei vechi, 20 de mii de lei noi, a stat această întârziere, pentru că dacă se punea, și era de unii atunci cu rectificare bugetară, dacă se punea suma respectivă, se puteau demara, astfel încât noi, când am venit în noiembrie și imediat în ianuarie, am fi livrat cele două tranșe. Ori noi am livrat tranșa de 5.500.000 până la sfârșitul anului 2015. Nu s-au folosit. Am intrat în 2016 și deci aia, banii aia noi efectiv... S-au șturnat, dar efectiv noi i-am pierdut, pentru că cu 5.500.000, vă dau exemplu, puteam face, ca să dau un simplu exemplu, încă 3 kilometri. Banii ăștia care se... Nu, ei rămân, dar în anul financiar următor ți ia în considerare la buget. Și atunci, în loc să ai bugetul cu 5.500.000 mai mult, nu ți ia nimeni. Ăla e 5.000.000 mai puțin. Ei, noi am înțeles atunci solicitarea Roman și eu chiar am ținut și am fost pe poziție. Am prelungit acel contract și de acord până în martie-aprilie ca să nu se pierdă banii, dar în condițiile în care la începutul anului 2016, haideți să recunoaștem și să fim cinstiți și corecți, pe guvernarea tehnocrată, bugetul județului Neamț, a Consiliului Județean Neamț, a venit cu 300 de miliarde mai mic decât cel din 2015. Iar la ora actuală, fără precedent, nu există o rectificare. Nu aveam, la momentul respectiv, când eram în mijlocul administrării județului, aveam a alege, n-aveam cum să dăm toată suma odată la Roman, în momentul în care am renunțat deja pe capitolul de infrastructură rutieră la 190 de miliarde, plus pe alte capitole, la diferența până la 300 de miliarde, ar fi fost imposibil să mai rup de uneori, adică ar fi însemnat să rupem de la asistență socială, din altă parte. Iar după venirea domnului Arsene la conducerea Consiliului Județean, trebuie să recunoașteți că au intervenit orgolii, s-a intrat în perioada asta de precampanie, când toate partidele se luptă să-și maximizeze profitul electoral, da. Și fiecare trage, dar de asta vă întreb încă o dată, crede dacă cumva PNL-ul, deși domnul primar a declarat că nu va face caz în campania de asta, baici bata electorală asta, s-ar putea PSD-ul să o plătească. Eu nu știu de ce ar trebui, totul aruncat în spatele PSD-ului, deci asta mă deranjează extraordinar. Noi v-am demonstrat. Pentru că până sunt acum, foarte mulți consilieri din zona Romanului care au votat împotriva alocării. Dacă domnul Arsen era determinat, v-am demonstrat că PSD-ul, când era posibil, a făcut tot și a dat acești bani. V-am demonstrat motivul și motivele sunt împărțite și de partea noastră și de partea cealaltă pentru faptul că a doua tranșă nu a reușit să fie livrată. Dacă v-am spus că bugetul județului a venit cu 300 de miliarde și n-a fost niciun fel de rectificare bugetară pozitivă, pentru ce aruncați în spatele PSD-ului toată acest rom, situația aflat de la Roma, de ce nu spuneți, domnule, e de vină guvernul tehnocrat și nu de PNL? Păi nu, dar nu, mi-ați spus că PSD-ul va fi... Nu, v-am zis că da, vă întreb dacă liberalii vor specula electoral, s-ar putea să spună electoratul, măi, fraților, ia vedeți păi că... Da, dar liberalii, dacă vor specula electoral, noi vom veni și vom spune guvernul tehnocrat susținut de liberali și a căror platformă vor să o impună după alegeri, n-a făcut nicio rectificare și n-am avut bani la județ de unde să dăm tranșa Romașcanilor. Și atunci... Cât va înțelege electoratul și vorba domnului primar, cât pleacă omul de rând urechea, pentru că haideți v-aș invita să vedem o știre plecat tocmai de la acest punct de vedere. Eu personal am senzația că Romanul este izolat politic de către PSD în ultima perioadă. Faptul că presa romașcană nu mai este invitată la nicio manifestare
a PSD-ul, nici la nivel, nici la conferințele de presă, la nivel județean, nici la local nu mai vorbim. O să-mi explicați dumneavoastră de ce n-ați mai făcut conferințe de presă în ultima vreme, poate o să le faceți acum în campanie. M-a pus pe gânduri lucrul acesta. Vine domnul președinte Arsene, se deplasează în zonă cu jurnaliști de la Piatra Neamț. Mie nu mi se pare a fi o normalitate lucrul acesta și de ce suntem noi ca și presă de la Roman izolați de conducerea PSD-ului, n-am înțeles. De exemplu, săptămâna trecută nu ne-a invitat și nici asta, nu ne-a invitat absolut nimeni la vreo conferință de presă, la Piatra Neamț, la... și nu mai aveți interes cu presa din zona Roman sau ce se întâmplă? Totuși? Eu nu știu care e situația pe acest departament de presă. E un departament la Piatra Neamț care răspunde de, vorbind la organizația județeană, e un serviciu la Consiliul Județean care răspunde de asemenea de relația cu presa. Nu știu exact care este situația, dar din punct de vedere a Romanului nu aveam pentru ce să facem conferință, să facem conferință de presă, să ce, să încercăm să găsim motive pentru rezultatele obținute la alegerile locale, mi se părea undeva deplasat. Și de asemenea, toată lumea știe eforturile pe care le-ați făcut în calitate de președinte pentru a ține strânsă organizația. De asemenea, puțin președință au făcut ce ați făcut dumneastră. De asemenea, nu vreau să mă laud, că știți că nu-i genul meu. De asemenea, mulțumesc, dar de asemenea trebuia să am discuții foarte clare cu absolut toată organizația și bineînțeles că au fost acolo și nemulțumiri, au fost și regret, au fost, mă rog, unii chiar au zis că nu le mai trebuie să facă muncă de partid și atunci a trebuit să gestionez cât de cât unitatea organizației, chiar dacă exista riscul la un moment dat ca eu să nu mai fiu președinte. Am preferat, indiferent de situația care s-ar fi ivit, dacă nu mai eram președinte, să păstrez și să predau mai departe o organizație care trăiește totuși. Eu spun că am făcut pași înainte pentru că s-a mai ales și s-au mai liniștit apele. Supărarea a fost mare de toate părțile pentru că nu ne așteptam, v-am spus, la un rezultat ca cel de la alegeri locale. Îl înțelegem, primarul era pe un val mare, atunci a arătat... Era sau mai este încă? Zic, era pe un val mare la alegeri. Eu vorbesc de alegerile locale, nu știu, acum nu discut problema asta, nu e același context. A avut, ca să spun așa, capacitatea și inteligența de a avea finalitatea unor proiecte care priveau orașul chiar în perioada începutului de an și a avut ce prezenta romașcanilor. Noi am venit numai cu proiecte, v-am spus, care le consideram realizabile, fezabile și totodată bugetate financiar. N-am vrut să aruncăm în eter și în promisiuni că vom face Romanul ca New York-ul, ci numai lucruri reale. După și am băgut un eșec. Sunt două puncte de vedere acest lucru. Este un merit deosebit al PSD-ului și am înțeles că al dumneavoastră personal, faptul că ați venit în alegerile locale cu un om care nu mai făcuse politică până atunci, un om curat, un... ca să ne fim la mod un tehnocrat. Un tehnocrat. Un tehnocrat. Iată însă că lipsa de experiență politică plus faptul că au, trebuie să recunoașteți că au fost mașinațiuni ca în toate și jocuri politice, apropo de ceea ce spunea un analist politic într-o emisiune săptămâna aceasta, că jocurile politice sunt specifice românilor și chiar cele transpartinice. Și iată că domnul Oprea n-a fost susținut, n-a fost ajutat, nu de dumneavoastră personal, că dumneavoastră ați făcut chiar peste
ceea ce era în dreptul dumneavoastră, ci în general n-a fost. Vreau să vă întreb acum, a fost sau nu un eșec acel concept care a pornit de la Roman, de PSD îți dă puterea, a fost un pic uzitat de el la nivelul județului, foarte puțin la nivelul țării și mai deloc nu s-a mai vorbit de el după alegeri. Pentru Roman, pentru județ, și pot să vă spun că eu am fost în București și am văzut în toate sectoarele din București proiectul, măcar era făcut cunoscut și, nu știu, funcționa. Dar pentru Roman eu spun că a fost un câștig. De ce? Au rezultat totuși doi tineri care au avut niște locuri eligibile pe listă. La cine vă referiți? Mă refer la arhitectul Daniel Vasiliu și la profesorul Radu Curpăn. Da, sunt consilier local. Consilier local, doi tineri. Și aici veți vedea și la listele de parlamentare și dacă veți viziona discursul președintelui Dragnea după conferința de alaltăieri, veți vedea că în listele de parlamentari sunt foarte mulți tineri, foarte, foarte mulți tineri și aproximativ 60 ceva la sută oameni noi pe liste propuși. Oamenii vechi care au 3, 4, 5 mandate, mă rog, au primit alte... La Neamț... Păi la Neamț, exceptând... Alexandru Rotaru și Ciprian... La Neamț, exceptându-l pe Ion Munteanu, care e o valoare incontestabilă și a fost susținut de absolut toți primarii, mai ales din primarii noștri din zona rurală, restul sunt toți oameni noi. Sunt tinerii Șerban Ciprian și cu Alex Rotaru, care sunt pe locuri eligibile, locurile 3-4 la deputați, Adrian Bolceanu la Senat, locul 3, nu știu, dar din lista de 8 candidați pentru deputați și 3 senatori, doar un singur nume din cei vechi mai se mai regăsește în persoana lui Ion Munteanu. Am văzut că s-a retras omul de afaceri pe care mi-a să contați foarte mult și a apărut, n-am înțeles din declarațiile la conferința de presă respectivă, s-a spus că este vorba despre o incompatibilitate. Știți la ce anume s-a numit? Cum se cheamă? Bârliba, parcă. Da, domnul Bârliba, nu știu, se pare că avea o problemă de incompatibilitate care nu s-a știut la început și atunci, pentru a fi sigur că nu sunt probleme, a renunțat de bună voie. Din declarația domnului Munteanu, deputat Munteanu, care este și șeful de campanie electorală, am înțeles că el a fost locuit cu un recent pensionar din poliția nemțeană, fostul șef, da, fostul șef la arme și muniții, domnul Iftimie. De când a intrat dumneavoastră în PSD? Din câte știu eu, dânsul era în PSD mai de o anumită perioadă de timp, exact data fiind la organizația de Piatra Neamț. Dacă ar fi să comparați între cei doi, atât cât îi cunoașteți, este o pierdere pe care îl Bârliba, este un câștig venirea domnului Iftimie? Nu pot spune... Exact, domnul Bârliba avea o trecere și un renume foarte bun în mediul de afaceri, mai ales fiind și vicepreședinte a Camerei de Comerț. Domnul Iftimie are în spate experiența și probitatea și, ca să spun, moralitatea muncii la Inspectoratul de Poliție. Bun. Și este locul pe care îl are pe liste unui eligibil? După mine... Poate. Deci locul este eligibil din punctul nostru de vedere a partidului, chiar dacă la redistribuire, pentru că, v-am spus, depinde foarte mult de votul cetățeanului și va depinde foarte mult și de rezultatele obținute de PMP și de ALDE.
La nivelul județului. Mi se pare că nu sunt chiar de temut. Da, într-adevăr, nu sunt de temut, pentru că, spre surprinderea mea, cel puțin la listele, vorbesc la Senat, că aici m-am uitat mai atent, nu prea ALDE la Senat a pus pe primele locuri. Da, a pus pe primele două locuri doi oameni din Piatra Neamț, deci ignorând total romanul, nu mi se pare corect, pentru că romanul e totuși un pol reprezentativ în politica neamțiată. Și ajungeți la concluzia pe care am tras-o eu, că romanul este izolat? Nu, atâta timp cât de la Roman avem locul 4 la deputați, locul 2 la Senat, ținând cont și de rezultate. Dumneavoastră vă referiți numai la PSD, la dar PSD. Eu acum per ansamblu zic. A, per ansamblu... Mi se pare Romanul izolat politic la ora asta. De ce eu, electorat, da, totuși, trebuie să... La Senat am înțeles că e domnul Țapu și domnul Lazar, la liberali. Deși domnul Țapu mai mult... Domnul jumate e romașcan ca și domiciliu. Domnul Țapu, da, e mai mult asimilat cu Piatra Neamțu. Nu știu șansele pe care le are George Lazar. George Lazar... Fost prefect. Da. Chiar m-a mirat prezența lui, că el la un moment dat se dusese la ALDE. Când a plecat din ALDE și a ajuns din nou în PNR... Nu știu exact lista la PMP, la Senat. La PMP sunt absolut necunoscuți. Oamenii. Să ne întoarcem la ceea ce înseamnă jocurile politice transpartinice. Știți foarte bine că mai ales fostul liberal din mandatul trecut, care a candidat pe colegiul nominal Roman, mă refer la Liviu Brătescu, în cartea sa Pe contrasens cu favorita președintelui, a vorbit cu subiect și predicat de jocurile transpartinice care se fac într-o campanie electorală și cu exemple concrete din PSD, și una din victimele acestor jocuri transpartinice, din păcate, a fost dumneavoastră. Că vorbiți-ne un pic, haideți să dezvoltăm pe acest palier subiect. N-aș vrea să mai răscoliți și să mai repet lucrurile vechi în 2012. Știți foarte bine că la vremea coordonam un colegiu numit 6. Ați muncit pe brânci în colegiul 6, care l-ați dat la cheie. La vreo 5 ani de zile l-am adus super eligibil pe un sondaj făcut la vremea respectivă. Eu aveam undeva aproape de 80%. Liberalii, fără a-și manifesta intenția la locale și din discuțiile avute, l-au revendicat după alegerile locale, când eu l-am făcut să fie sigur și eligibil în urma alegerilor din 2012, și transformându-l dintr-un colegiu efectiv penelist, pedelist, într-un colegiu uselist, adică vorbind cu o pondere mare a PSD-ului în comune. Nu vreau să mai deschid lucrul acesta. Ceea ce vreau să spun... Pe ultima sută de metri, acolo, la vremea respectivă, Dorin Ursărescu, fiind un om influent la... Fiind la vremea Urești, respectivă, președintele partidului PNL pe Neam. Și avea da? Da. S-a înțeles, aici nu știu eu, s-a înțeles cu cine? A fost o înțelegere? Deci au fost acolo... discutate colegiile de senat și de deputați. Am înțeles că primul colegiu solicitat, pentru că v-am spus, era cel mai sigur colegiu la vremea respectivă, except în colegiul, poate, a deputatului Munteanu, unde aveam noi din vreo 17 primării, aveam vreo 11 sau 12, era cel mai sigur colegiu din județ, și atunci liberalii l-au... Vă referiți la colegiul 6? Colegii 5 cu 6. Așa să spunem, și ce localități cuprindeau? Deci sunt 19 localități, el se întindea de la Secuieni, Horia, până la Botești, Tupilați, Grumăzești, Girov, Ruginoasa, Făurei, Trifești, Horia...
un colegiu de 19 comune, Ștefan cel Mare, Dragomirești, Băieni, era cel mai mare colegiu. Îmi mai amintesc așa cu memoria mea de jurnalist că atunci au mai candidat și numele absolut insignifiante și tot ca urmare acestor jocuri politice. Vă spune ceva numerele de Strugariu, nu mai țin minte la ce formă. Da, era din partea PDL-ului a candidat. PDL-ul? Da. Așa, ce alți candidați au mai fost atunci pe colegiul ăsta? Care au fost tot așa... Nu mai țin minte, erau din partea PDD-ului... Da. Oameni absolut care nu spuneau nimic. Nu, și dar spuși nici, special pentru asta, ca nici nu, în asta constat. Nici n-au contat, nici n-au contat la momentul respectiv în algoritmul politic. Cel mai reprezentativ era Elena Udrea la Roman, pentru că aici era susținută aici de care s-au făcut. Era susținută foarte puternic de primar și deci PDL-ul de la vremea aia care era puternic în Roman. Liviu Brătescu, ca să revenim la cartea... Apropo de Liviu Brătescu, n-am citit cartea, dar vă pot spune că atunci, nu știu ce... El pomenește cu subiect și predica faptul despre aceste înțelegeri care au existat între Liviu Elena Udrea, Ioan Chelaru, da. Dan Laurențiu Leoreanu... Nu știu înțelegerile de la momentul respectiv, dar vă pot spune sigur că participant atunci... poate mai puțin implicat datorită motivului spus mai înainte, marginalizării de ultima oră. Vă pot spune că Liviu Brătescu a avut o susținere destul de puternică din partea PSD-ului la vremea respectivă și mult, mult voalată, exceptând câțiva adepți și prieteni ai lui din PNL-ul la vremea respectivă, care l-au susținut. El a făcut o muncă extraordinară. Este o bine, a venit și cu o echipă de jurnaliști de la Iași, prietenii săi, da. Care știu, chiar au știut cum se abordează o campanie electorală, însă v-aș recomanda să citiți cartea lui, pentru că sunt foarte multe învățăminte de tras de acolo pentru un candidat și mai ales se pot... Adică un candidat are ce extrage de acolo pentru a-și coordona o campanie coerentă de organizare. Acolo el vorbește cu subiect și predicat și vorbește de locul, data, ora întâlnirii dintre cei care au pus la cale acest blat politic. Sunteți convins acum la ora la care vorbim că a fost vorba de un blat? Nu știu, n-am participat, atunci eram destul de nemulțumit, chiar la un moment dat am vrut să renunț total la viața politică, dar la insistențele celor care fuseseră alături de mine și adusese un colegiu pe locul pe care l-adusese, am rămas în politică. Dar nu știu, pentru că nici în momentul actual nu am participat niciodată la niciun fel de jocuri politice ascunse. Eu am spus de prima dată, de când am venit la Roman, ca președinte vorbind, că nu voi vinde pe sub nicio formă organizația de la Roman sau pentru interese proprii sau interese meschine. Și s-a demonstrat că nu am făcut niciun fel de înțelegere cu riscul, eu, Manoliu, nu am făcut niciun fel de înțelegere, cu riscul de a avea chiar rezultatele care au fost la locale. Pentru mine, rezultatele de la locale, din punct de vedere a omului Manoliu, au fost rezultate muncite. Pentru dumneavoastră personal, dar oamenii din jurul dumneavoastră... Nu mai discut de lucrul ați făcut acesta. Vreodată, vreau să vă întreb dacă că era anunțat atunci, după asta, o analiză la sânge. Am avut o analiză, în primul rând, cu președintele organizației județene și o discuție foarte aplicată și pot spune destul de lungă la Piatra Neamț. Am făcut un comitet executiv municipal la Roman, unde am adunat toți președinții de organizații, membrii biroului și alți implicați,
unde s-au spus nemulțumirile și ceea ce, să spunem așa, a constituit o piedică în desfășurarea alegerilor. Le-am înțeles, au înțeles probabil și cei vizați. Se pare că dacă a fost o, ca să spunem așa, destul de aprinsă discuție și care unii încercau să o amâne sau chiar să o împiedice. Eu am spus, domnule, nu, ne adunăm toți, ne spălăm rufele, ne albim, să spunem așa, ne clarificăm treburile acum, pentru că acea adunare am făcut-o undeva în luna iulie-august, în august, dacă nu mă înșel, acum, pentru că mai vin alegeri și n-aș vrea ca atunci să avem surprize. Da, să avem surprize. Rămâne cine crede că vrea în continuare și crede în organizație. Am înțeles că v-au plecat câțiva președinți de organizație. Nu am nicio... secții de votare, președinți. Nu am nicio demisie la mine oficială. Discuții, trebuie să recunosc, au fost și m-au anunțat unii președinți că în funcție de numele candidaților pentru parlamentare și poziția lor pe liste vor anunța dacă vor mai activa sau nu în cadrul organizației. Vă așteptați la ceva pierdere acum după... Eu cred că în momentul actual avem posibilitatea să demonstrăm că organizația de la Roman merită un loc reprezentativ în județ și să ne recăpătăm, să spunem așa, poziția pe toate palierile la nivelul organizației județene, pentru că ni s-au dat totuși niște locuri pe listele parlamentare, care spun eu că obligă și în același timp au arătat că ni se acordă totuși încrederea în continuare. Dacă dezamăgim și de această dată, atunci eu cred că Romanul va avea un PSD foarte slab mulți ani de acum încolo. Este plecarea din politică a unui Ioan Chelaru, un om politic redutabil? Îmi povestea cineva acum că l-a vizitat la Senat, că este practic omul care la ora aceasta ține Senatul în mână. Este o pierdere pentru organizații? Și dacă în ultima vreme ați avut vreo discuție, vreo întrevedere cu domnul Chelaru, prin care să încercați să-l lăuriți sau de-abia ați așteptat, cum se spune, să plece? Nu. Eu discuții cu domnul senator Chelaru am avut permanent atunci când ne-am întâlnit, am avut discuții, pentru că suntem doi oameni maturi și cerebrali, am avut discuții aplicate. Niciodată n-am discutat cu dânsul problema plecării sau rămânerii ca parlamentar. A fost o decizie. Nu știu dacă i-a aparținut dânsului sau nu, asta n-am de unde să știu. Întrebați-l pe dânsul. Dar foarte greu de găsit la ora asta. A fost recent la Berna. Da, eu înțeleg, dar nu mă întrebați pe mine care dar sunt... Dar după când s-au făcut listele astea, a venit domnul Chelaru și v-a spus, domnule, mă retrag, nu mai vreau... Nu. Deci eu... sunt un alt gen de om. Niciodată nu mi-a plăcut să stau la ușa cuiva pentru a obține, cel puțin pentru mine, un loc. Am considerat că munca mea și faptul că am fost în acest partid de la început și n-am mai fost în alt partid, ar trebui să fie un vector și de recunoaștere a persoanei mele. Și de aceea nu m-am dus absolut deloc să mă rog, domne, pune-mă, nici de președintele organizației, domne, pune-mă neapărat pe mine sau nu știu ce. A fost o discuție cu președintele organizației județene. Mi-a spus la momentul respectiv că nu are încă un plan bine conturat, dar mi-a promis că voi avea un loc
eligibil pe una din liste. De ce ați preferat Senatul? Nu era mai lesne la Camera Deputaților? Am preferat, mai mare de parlamentari? Am preferat Senatul pentru că la Camera Deputaților, ca să spun așa, trebuiau neapărat, s-a ținut în mod, și a fost o indicație să fie pe locuri eligibile tinerii. Păi, dar nu și așa de mult, sunt vreo doi. Păi, doi, eligibile așa, și ținând cont că la Senat s-a respectat, ca să zic eu așa, reprezentativitatea locului eligibil la femei, era, cred că mai, și așa mi-a prezentat-o și conducerea organizației județene, că e mai bine ca eu să reprezint lista la Senat, pentru că este destul de riscant, ținând cont că 8 parlamentari înseamnă 8, iar 3 înseamnă 3. E riscant, dar la fel de riscant poate ar fi fost un loc cu 5 sau 6 la deputați, ca să spun așa. La momentul... Domnul Munteanu îmi spunea că se așteaptă domnul Stan, inițial era pe lista de la Senat, acum este pe lista de la Camera Deputaților. Da. În știrea pe care am făcut-o cu domnul deputat Munteanu, care este șef campaniei electorale, dar lui susține că până la Stan însemnând locul care? 6. 6. Deci dumneavoastră sunteți 5 din 8? 5? Nu e prea mult? Asta înseamnă că cărțile sunt făcute din 8, dacă dumneavoastră domnul Stan e pe locul 6 și a zis până la 2 la Senat. Dar nu vorbim de Senat, vorbim de cameră acum. La cameră, la momentul respectiv, nu se știa de retragerea lui Mihai Bârliba și locul pentru a respecta norma de tineri pe ambele eligibilitate la tineri nu putea fi decât locul 6 sau 5. Bine, acum nici nu cred că domnul Stan își dorește să ajungă cumva în parlament și nici nu văd posibil să ajungă. Nu știu, deci dar asta a fost... Dar totuși mi se pare cine înseamnă că ignorați existența celorlalte partide total, pentru că din 8, dacă 5 spuneți că îi luați dumneavoastră, ceilalți 3 care mai rămân, între cine și cine se împart? Ei, noi spunem că cea mai mare lupta, cea mai puternică și lupta reală va fi între noi și PNL. Da, dar dacă se întâmplă ca la locale, că ați văzut cine se aștepta ca în Consiliul Județean să ajungă 2 vicepreședinți de la 2 partidulețe, respectiv PMP și ALDE? N-ar fi fost mai normal să fie de la PNL, da, unde aveau, da, 14? Sau spus, trebuia să faceți putere și opoziție? V-am spus, nu e același context. În general, la alegerile locale mai contează și oamenii. Și oamenii. La parlamentare contează foarte mult candidatul, dar e mai mult votul politic, ca să spun așa. Ori PSD-ul, și aici eu spun că merge pe un risc asumat în sensul promovării de oameni noi, deci s-a renunțat complet la, din câte am înțeles eu, la locomotive, merge pe promovarea de oameni noi și, foarte important, promovarea de tineri și femei. Din ce am înțeles, tinerii au un procent substanțial pe listele naționale. O ultimă întrebare este cea legată de campania electorală. Mie personal mi se pare mult mai grea acum când trebuie să acoperiți tot teritoriul neamț. Cum v-ați organiza sau cum vă veți organiza? Există o organizare prealabilă, numai că la momentul respectiv era o organizare generală, neștiindu-se exact candidații și locurile. Fiți convins că urmează pe schema de organizare care am discutat-o să ne organizăm fiecare, să ne organizăm campaniile la nivelul partidului și de asemenea stafurile
Acum, pentru dumneavoastră, faptul că ați fost vicepreședinte al Consiliului Județean, trebuie să recunoaștem că e un atou. Vă cunosc oamenii, vă cunosc... Da, pentru primarii. Noi, la lista de senat de la PSD, într-adevăr, suntem doi oameni cu natu. Emilia Arcan, fost președinte interimar. Da, mai mare atou dumneavoastră. Pentru la, județ... La Emilia Arcan e locul, care e unul și clar. Locul, iar la mine faptul că am fost vicepreședinte și... Și dumneavoastră efectiv ați bătut județul, Am bătut județul pentru că mie mi-a plăcut întotdeauna să... Așa cum le spuneam primarilor când îi vizitam și mulți dintre ei îmi spuneau, domnule, n-am văzut niciodată un vicepreședinte venind la mine, nu, am mai venit ca să mai ascult și la tine ofurile tale, ca primar la tine acasă, poate aici nu ai trac, sau eu știu, decât intrând într-un birou la un vicepreședinte la Consiliul Județean, am venit eu la tine acasă să te ascult. Și mulți erau foarte mirați de această... incursiunea mea prin județ. De multe ori am fost și împreună cu fostul prefect Vlad Angheluț și el afla pe zone, liste, nu e în zona eligibilă. Nu, el e undeva locul 7 sau 8, nu mai știu. Deci nu e zona eligibilă. Concluzia, servește Dan Manoliu, ne invită la să ciocnim cupa de șampanie. Doamne ajută, v-am spus, depinde de mult, mult și de dumneavoastră și de votul. În primul rând, eu consider că depinde de votul romașcanilor și lăsați-mă să cred că depinde de votul romașcanilor și acest loc va depinde de votul romașcanilor pentru că vreau să reprezint acolo un parlament, dacă voi ajunge, pe romașcani și pe cei din județul nostru. Domnule președinte Dan Manoliu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sperăm să ne întâlnim mai des în perioada care urmează de precampanie și campanie electorală și din partea noastră, din punctul nostru de vedere, nu ne rămâne decât să vă dorim succes și să vrem să avem un reprezentant al romanului în Senatul României, pentru că nu este ușor să-i urmez lui Ioan Chelaru într-un asemenea post. Nimic nu e imposibil astăzi și eu v-am spus, sunt un om al faptelor. Nu îmi doresc neapărat să urmez aceeași carieră ca senatorul Chelaru, dar îmi doresc să simtă romanul că pot face ceva de acolo și pentru fiecare cetățean al romanului, atât din punct de vedere a fondurilor, a lobby-ului, a orice. Vă mulțumesc! O zi bună! O zi bună!